Vești bune pentru localnicii din Baia de Aramă, județul Mehedinți. Într-un timp record, o lună, localnicii se vor bucura de un cinematograf 3D. Astfel, localnicii nu vor mai fi nevoiți să parcurgă zeci de kilometri până la Târgu Jiu sau Drobeta Turnu Severin, unde sunt cele mai apropiate cinematografe. Investiția este asigurată de primăria Baia de Aramă și se ridică la aproximativ 50.000 de lei. Clădirea a fost renovată recent, iar pentru a veni în sprijinul localnicilor, reprezentanții primăriei au decis să subvenționeze accesul la anumite lungmetraje. Sala de spectacol va avea 70 de locuri, deoarece a trebuit să ne adaptăm după normele ISU și sperăm că prețurile să fie mult mai mici, deoarece Consiliul Local a hotărât ca prin dispoziția primarului fiecare film, în funcție de valoarea lui, să fie stabilit ca preț. Cinematograful va fi gata la 1 iunie și în pachetul inițial constructorul s-a angajat să asigure și un pachet de 50 de filme, urmând ca ulterior să contracteze și alte producții cinematografice.